Vreau să citesc din Evanghelia lui Luca, din capitolul 2, un text arhicunoscut care se citește aproape de fiecare dată cu ocazia sărbătorii. Citesc din Luca 2. Tot mă gândesc că să citesc ca să nu vă chinui prea tare. Citesc doar primele 7 versete, cu toate că ar merge verset până la versetul 20 inclusiv, dar citesc doar primele 7 versete și după aceea o să citesc primul colind, textul primului colind. Apropo, primii colindători au fost îngerii. Și citesc textul primului colind și o să vă cer să repetăm împreună colinda asta frumoasă din versetul 14. Așadar, Luca 2, versetul 1, versetul 7, până la 7 și apoi citesc din versetul 14. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Dacă vă întrebați, și probabil că mulți dintre dumneavoastră, cei obișnuiți cu biserica, știți despre ce listă e vorba. Apropo că se schimbă și în România sistemul de impozitare, TVA-ul, dacă tot vorbim de bucurie. Și lista despre care vorbește Biblia aici era de fapt lista de impozitare. Evreii trebuiau să se înscrie ca toate celelalte popoare care făceau parte din Imperiul Roman pe lista de impozitare. Vă dați seama cam cu câtă bucurie se duceau oamenii să se înscrie pe lista asta, trebuiau să renunțe la toate preocupările lor zilnice, ca mai apoi să poată fi mai bine impozitați, ca Imperiul Roman să poată face drumuri. Versetul 2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui, adică în orașul de origine. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret. Acum Nazaretul are o notorietate foarte mare, tocmai datorită faptului că Iosif e de acolo, dar în vremea aceea nu era o cetate cine știe ce, era un sătuc. Ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, o distanță mare, pentru că era din casa și din seminția lui David. Deci o distanță de aproximativ până în 150 de kilometri. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, avem aici în traducerea Cornilescu, și e foarte interesant, de fapt la evrei căsătoria era în doi pași, de fapt primul pas al căsătoriei era deja trecut și spune Biblia că aceasta era însărcinată și pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, spune Biblia, s-a împlinit vremea. Și expresia asta o mai găsim la Apostolul Pavel, chiar dacă aici se referă la altceva. Apostolul Pavel, când vorbește celor din Galateni, sau le vorbește galatenilor, zice, la împlinirea vremii a venit Hristos. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece, l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire, în hotelul săracilor, nu era loc pentru ei. Și acum vă citesc primul colind, trecem direct la primul colind și aș vrea să se audă mai tare vocile voastre decât se aude ale pruncilor. A fi o mare provocare seara asta. Versetul 14. Citesc cu voce tare și apoi predicați voi. Dacă din când în când bag de seamă că e concurența mai puternică decât predicatorul, vă pun pe voi să predicați. Versetul 14. Citesc cu voce tare și apoi repetăm împreună. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Hai să repetăm împreună. Slavă lui Dumnezeu. Mă, așa fain ați predicat. Extraordinar, stai jos. M-ați luat prin surprindere, efectiv. Extraordinar. Ce biserică. Voi sunteți mai atenți decât credeam eu. O să mă apropii puțin de dumneavoastră, că altfel... Copiii de la balcon, mă vedeți? Dacă mă vedeți... Ziceți da. Da? Ați cântat foarte fain. Ați fost extraordinar. Nu numai cei de la balcon și cei de pe primele rânduri, dar realizez în seara asta că dacă nu reușesc cumva să captez atenția lor, cam degeaba voi predica. Nu ziceți amin cu eu personal și termin aici predica.
La un moment dat, dacă va fi necesar, o să-i cer fratelui de la pian să mă ajute să cânte așa în surdină, ca eu să mă pot concentra. Dar mă uit așa la tine și îți dai seama despre ce e vorba. O ridic mâna stângă. Dragi copilași, voi ați colindat extraordinar și colindul vostru mi-a adus aminte de copilărie. Am fost parcă teleportat în vremea copilăriei, prin anii 80, nu vă zic din ce an m-am născut, dar în vremea copilăriei, în vremea comunistă, pentru că era în vremea comuniștilor, de sărbători de obicei se lua curentul. Nu doar că se lua curentul, nu prea era nici multă căldură, dar îmi aduc aminte că eu, copilărind la țară, nu prea contau chestiile astea. Îmi amintesc că ardea focul în sobă, vă aduceți aminte? Se simțea în casă mirosul ăla de cozonaci, sper să nu vă fac poftă prea mult și să puteți rămâne atenți la predică, mirosul ăla de lemn ars, și în fiecare seară de ajun, bunicul ne povestea despre primii colindători din istorie. Așa am știut eu că primii colindători din istorie au fost îngerii care îi colindă pe păstori. Dar așa de fain povestea, cu toate că nu era evanghelist, avea darul acesta de a povesti, că aveam senzația că sunt pur și simplu teleportat acolo pe câmpiile Betleemului. Nu voi uita odată o seară în care bunicul povestea atât de bine încât în momentul în care grupul de colindători de la Biserica Pentecostală s-au oprit în dreptul casei noastre și au început să colinde, bunicul povestea despre cât de frumos cântau îngerii. Pentru o clipă am avut senzația că trăiesc o angelofanie, se numește în limbaj teologic, adică o întâlnire de gradul 3 cu îngerii. De ce? Pentru că, auzind cum cântă colindătorii, i-am zis lui bunicul și l-am oprit: bunicule, ascultă, cântă îngerii! S-a făcut liniște și nu voi uita niciodată, se auzea un acordeon undeva. Noi suntem de la Bihor și acolo acordeonul e omniprezent. Și mi-aduc aminte că în momentul când am auzit acordeonul, după câteva secunde de ascultare, zice bunicul: ăștia sunt îngerii de la Biserica Pentecostală. Îmi amintesc însă că și în anul acela, ca și în toți ceilalți ani, copiii în mod special, și nu doar copiii, nu vă întreb când ați fost ultima dată cu colinda sau la colindat. Că știu că în ultima vreme nu prea se mai poartă treaba asta, prea puțin se mai umblă cu colinda. Dar în anul acela, mi-aduc aminte că atunci când au intrat copiii în casa noastră și ceilalți care colindau, cu fețele lor transmiteau această bucurie a întrupării lui Hristos. Și pe străzile întunecate ale satului nostru, pentru că aveam un singur bec în tot satul care nu rezista prea mult, pentru că toți copiii aveau câte o praștie, pe străzile întunecate ale satului nostru strălucea lumina aceasta prezenței lui Hristos în lume prin fețele noastre. Mi-aduc aminte și acum cu drag de acel an în care știu că unii se potignesc atunci când spui de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, când spui cuvântul brad. Da, o să fiu onest cu dumneavoastră și o să spun că bunica o primit de la clopotarul satului, de la Gheac. Nu, altfel îi zicea. Nu, Gheacul era la care cânta, clopotarul, Sfăt îi zicea, așa. Bine am zis? De la Sfăt. Bine sau nu bine? Ok. Dacă sunt alți experți în domeniu, vă rog să-mi spuneți. Am primit un brad, de fapt nu a fost un brad, mai mult o creangă. Era descentrat exact cum era starea națiunii române în vremea aia. Neavând bani, fiind săraci, mi-aduc aminte că în loc de globuri, bunica au pus niște mere, că Ionatane mirosea așa de frumos în casă. Dar după o zi de săniuș, când am intrat în casă și când am văzut bradul, am avut un adevărat șoc, pentru că neavând betea, bunica în loc de betea a pus cârnați și caldaboși. Bradul arăta fix ca o reclamă tristă la o firmă de mezeluri. Când am intrat noi prunci în casă, după o zi de săniuși, și când am văzut bradul, am zis: bunică, dă jos cârnațul din brad, că ne faci de râs. Până la urmă au rămas numai globurile, adică numai merele. Și anul acela s-a întâmplat, așa cum v-am povestit, momentul acela,
cu colindătorii care au oprit în dreptul casei noastre, nu-l voi uita niciodată, mi-a rămas așa în biblioteca memoriei, parcă ar fi fost în urmă cu câteva zile. Aș vrea în această zi să vorbesc despre ceea ce tot aud în ultima vreme spunându-se. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit, dar eu tot aud, zice, mă, parcă nu mai sărbătorile sărbători. Ați auzit asta? Cu foarte mulți oameni vorbesc și spun, domne, așa se duc sărbătorile, parcă nici nu a fost sărbătoare. Știu că nu-i cazul aici la Sfânta Treime, că voi aveți multe momente care sărbătoresc întruparea Domnului Iisus, dar nu știu cum se întâmplă că mulți dintre noi trecem prin momentul acesta și zicem, mă, s-o duce anul ăsta, o trecut sărbătoarea nașterii Domnului Iisus și parcă nu a fost sărbătoare. Și aud mai ales pe cei trecuți de o anumită vârstă, unde sunt sărbătorile de altă dată, exact ca și expresia aia celebră, unde sunt nisorile de altă dată. Și acum, dacă ne uităm în Biblie, veți vedea, și dacă vă uitați în cartea Levitic, nu vă dau direct referința, mai ales în seara asta, cred că nu e cel mai potrivit context să vorbim despre asta. Și știu că atunci când vorbim despre primele cărți din Biblie, Levitic, Numeri, Deuteronom, deja ne panicăm. Dar dacă vă uitați în cartea Levitic, aceia dintre dumneavoastră care sunteți pasionați de Scripturi, veți vedea că există niște ingrediente care formează o sărbătoare sau care determină că un anumit eveniment e cu adevărat o sărbătoare. Sărbătorile Domnului sunt caracterizate de câteva lucruri. Unul din lucruri e centralitatea lui Dumnezeu în acea sărbătoare. Și al doilea e bucuria. Și mai sunt și altele. Acum, eu vă întreb în modul cel mai sincer și real. Câți dintre noi acum, în timpul acesta, și mai avem câteva zile în care să o facem, în modul cel mai sincer și real, am avut un timp în viața noastră și vă îndemn să o faceți în zilele care vor urma și am fost îndemnați de Cristi la un moment dat, să luăm fragmentele evanghelice care vorbesc despre întruparea lui Hristos și să ne amintim de ceea ce Dumnezeu în Hristos a făcut pentru fiecare dintre noi. Pentru că centrul sărbătorii noastre e simplu. E simplu de exprimat, e practic Evanghelia. Să ne aducem aminte că prin coborârea lui Hristos, noi avem șansa de a birui moartea. Practic, noi am fost salvați, noi am fost mântuiți. Cuvântul mântuire asta înseamnă salvare. Salvați de la ce? De la condiția noastră umană. Care era condiția umană? Moartea. E o carte scrisă de un scriitor francez, Victor Hugo, e numele acestui scriitor francez, care se numește Ultima zi din viața unui condamnat la moarte. Și cartea aceasta, după cum spune și titlul, descrie exact ultima zi din viața unui condamnat la moarte. Și extraordinar de interesant felul în care se țese în mintea acestui om iluzia că până la urmă scapă cumva. Ea descrie felul în care un om primește dimineața vestea că va fi condamnat la moarte. Știți că cei care și astăzi sunt condamnați la moarte nu știu încă ziua în care pedeapsa va fi executată. Da? Dimineața aceea primește vestea că urmează să fie dus la ghilotină și în mintea lui se naște ideea, până diseară e vreme. Și apoi descrie cu lux de amănunt, în slow motion, tot momentul ăla când e luat și dus până la ghilotină, cum se uită la fiecare colț de stradă și spune, oh, mai sunt încă 10 minute, și când ajunge la ghilotină se gândește, poate că cine știe, omul ăsta care trebuie să mă execute se îmbolnăvește și nu mai face. Și foarte interesant tot procesul ăsta care descrie bine condiția noastră omenească. Așa suntem noi oameni. Haideți să fim în modul cel mai sincer. Cei mai mulți dintre noi știm că ne naștem cu o condamnare la moarte în buzunar, dar nu o conștientizăm, nu o realizăm. Participăm la înmormântări și un scriitor elvețian care spune o chestie, zice ceva foarte interesant. Niciun om nu-și poate concepe propria moarte. Și o să spuneți, ba da, sunt oameni care au presimțit că vor muri. Ascultați-mă, în modul cel mai realist, gândiți-vă la asta. Întotdeauna există cumva în adâncul ființei noastre ideea asta, mă, până la urmă eu cumva o să scap. Nu suntem de multe ori conștienți de condiția noastră. Care-i bucuria sărbătorii întrupării lui Hristos? E că prin El avem șansa de a scăpa de condiția aceasta care înseamnă moarte. O, slăvit să fie Domnul pentru asta. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul pentru asta. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut în viață o experiență în care să scăpați de moarte în câteva minute sau în câteva fracțiuni de secundă sau să evitați momentul ăsta al morții, să treceți pe lângă momentul ăsta al morții. Mi-aduc aminte că m-am dus odată la Criș și eu, copil fiind, iarăși, trebuie să spun câteva întâmplări cu prunci, că altfel n-am nicio șansă.
Și copil fiind, mi-aduc aminte că am crezut că a nota nu-i mare lucru. Am văzut alți copii că dau din mâini și am zis, mă, mare lucru să nu-ți dai din mâini și a rezolvat problema. Și m-am dus și eu la Criș, am dat din mâini, dar n-am rezolvat problema. În loc să mă duc înainte, m-am dus în jos. Și mi-amintesc foarte bine că eram disperat, mi-amintesc foarte bine disperarea aceea, simțeam că nu mai scap și tata care era pe margine a văzut că nu mai apar la suprafață, a intrat, m-a luat de freză și m-a scos afară. Nu voi uita niciodată momentul ăla când coboram în jos și când efectiv am renunțat la luptă. Și nu voi uita de asemenea momentul în care tata m-a smuls și m-a pus afară, pe margine. Când mă gândesc la mântuire, la salvare, mă gândesc întotdeauna la acest episod dramatic din viața mea. Pentru că, practic, asta se întâmplă prin coborârea lui Hristos. Destinația noastră era moartea, iar Dumnezeu în Hristos coboară și ne smulge de acolo. Și asta e bucuria noastră. Asta celebrăm astăzi. De asta suntem bucuroși. Slăviți să fie Domnul! Mai zic o dată, slăviți să fie Domnul! Titlul predicii din această seară, știu că m-am lungit cu introducerea, nicio problemă, acum anunț de la un examen de omiletică. Titlul predicii din această seară este Nu rata sărbătoarea. Nu rata sărbătoarea. S-ar putea să particip la o grămadă de evenimente, să particip la o seară de colinți, s-ar putea să particip la programe de biserică, s-ar putea să stai la o masă, s-ar putea să ai în exteriorul tău o mulțime de motive de sărbători, dar realitatea să ratezi sărbătoarea. Și de prea multe ori aud chestia asta, domne, sărbătorile de astăzi nu mai sunt ca altă dată. Sunt cel puțin trei motive pentru care putem rata sărbătoarea și uitându-ne la oamenii aia care au fost acolo, atunci când Dumnezeu s-a întrupat în Hristos, vom vedea că, de fapt, din aceleași motive pentru care unii dintre cei ce erau acolo, categorii întregi de oameni, au ratat sărbătoarea, ratăm și noi astăzi de foarte multe ori. Sunt trei motive. 1. Poți rata sărbătoarea pentru că ești prea ocupat. 2. Poți rata sărbătoarea pentru că ești prea obsedat de frică și de tine însuți. Și 3. Poți rata sărbătoarea pentru că ești prea obosit. Dați voie să mă uit puțin așa. Poți rata sărbătoarea că ești prea obosit. Prea obosit? Prea obosit. Ne luăm pe rând. Poți rata sărbătoarea că ești prea ocupat. Dar cu ce? Nu cu rugăciunea, nu cu postul, ci cu lucrurile acestei lumi. Cel despre care vreau să vă vorbesc când mă gândesc la cineva care e prea ocupat acum când Dumnezeu coboară în Hristos, e un personaj care nu apare în mod explicit în text. E doar implicit. Tradiția creștină vorbește despre el. În colindele tradiționale românești apare. E proprietarul casei de poposire. Biblia nu vorbește despre el. Tradiția populară românească spune că l-ar fi chemat Crăciun. N-avea cum să-l cheme Crăciun. Biblia spune că în casa de poposire nu s-a găsit loc pentru Iosif și Maria. Acum imaginați-vă, casa aia de poposire nu arăta prea grozav. Poate că unii dintre dumneavoastră vă imaginați că acea casă de poposire arăta măcar ca un hotel de 2 sau de 3 stele. Nu. Era într-o formă dreptunghiulară, ferestrele erau spre interior, spre curtea interioară. De obicei în curtea interioară erau ținute animalele, era un fel de grajd în aer liber. De fapt, casa asta de poposire era un fel de hotel al săracilor. Și Biblia ne spune că în casa de poposire, adică în acest hotel al săracilor, n-a fost loc pentru Hristos. De ce? Pentru că Iosif, acum sunt multe speculații în legătură cu vârsta lui, tradiția răsăriteană ne spune că ar fi fost destul de înaintat în vârstă, eu nu cred asta, dar acum nu rezolvăm noi o problemă de genul ăsta în seara aceasta. Probabil că Iosif avea undeva la 20 și ceva de ani, Maria undeva în jur de 15 ani. Imaginați-vă că oamenii ăștia săraci au făcut o călătorie lungă de aproape 150 de kilometri, o călătorie care durează până în 14 zile, spun unii. Și ajung la Betleem, cetatea de origine a lui Iosif, cetatea lui David. Și când ajung la Betleem, se duc să înopteze la cel mai sărac loc în care ar fi putut să ajungă, în casa de poposire. Și spune Biblia că în casa de poposire nu era loc pentru ei. De ce credeți? Pentru că probabil proprietarul acestui hotel,
Probabil că proprietarul acestui loc, proprietarul acestui han, s-o fi gândit că de data asta e loc să facă bani. De ce? Pentru că era o oportunitate pe care trebuia să o exploateze la maxim. De câte ori avea el ocazia să aibă atât de mulți clienți? Avea tot dreptul să-și rezerve clienții, să se uita la ei și le zice... Nu sunteți de hotelul meu. Omul ăsta ratează șansa ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se nască în casa lui. Dintr-un simplu motiv. Era prea obsedat să se căpătuiască fix atunci. O zis, nu rate șansa asta. Știți câți oameni sunt și astăzi fix cu aceeași mentalitate și ratează sărbătoarea tocmai pentru că sunt prea obsedați să se căpătuiască? Care spun, acum ai timp să fac bani. Știți câți tineri n-am auzit, n-am timp acum de rugăciune, n-am timp de lucrurile spirituale, n-am timp de Dumnezeu, pentru că perioada aceasta din viața mea este destinată meseriei mele, jobului meu, realizării mele profesionale. Și ratez oportunități importante în viață, de ce? Pentru că ești prea obsedat de acum și aici. Mi-aduc aminte, cred că întâmplarea asta mai spus-o. Eram copil de vârsta unora de aici și fiind cel mai mare în familie și acum ăștia care sunteți mai mici, probabil că aveți frustrarea asta, nu știu. Eu eram cumva șeful celorlalți, dar pe de altă parte, știți ce însemna șefie? Însemna că trebuie să fac curățenie, să merg să stau la rând, că în vremea aia se stătea la rând pentru absolut orice. Mi-aduc aminte că m-am săturat de șefie într-o zi și am spus tatălui meu, tată, nu mai vreau să fiu șef. Pune-l pe Benny, care era cel mai mic și de obicei ăștia mai mici, fie vorba între noi, sunt ăia care merg și spun, mă înțelegeți. Și mai ales de sărbători, trebuia să stai la rând, la lapte, la pâine, la absolut orice. Și cine era omul de stat la rând? Îl vedeți în fața voastră. Și atunci, într-o zi, sătul de atât de mult efort, i-am zis tatălui meu, tati, intru în grevă. Și am intrat în grevă, nu mai fac nimic. Văd că sunt copiii ceva mai atenți. Sper să nu le dau idei. Dacă o să aveți probleme cu pruncii, mă sunați. Și am intrat în grevă și am venit la tata cu o listă de revendicări ca orice grevist care se respectă. Și pe lista asta am scris așa. Pentru că merg în fiecare zi să cumpăr pâine, te costă atâta. Pentru că fac curățenie, te costă atâta. Pentru că... Și am avut o listă lungă, 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 lungă. Și am făcut un calcul și m-am uitat la tata și când m-am uitat la tata, tata era schimbat la față, efectiv. Și când l-am văzut așa hotărât, i-am zis, tată, pentru că suntem neamuri, îți las la jumătate de preț. Să nu te superi prea tare pe mine, că... Mai ales că era chiar de sărbători. Tata putea să acționeze în stilul tradițional românesc, că încă nu eram integrați în Uniunea Europeană. Și putea să zică, pentru că sunt tatăl tău. Dar tata a procedat altfel. S-a dus în camera alăturată și a zis, stai o leacă. Acest o leacă e așa de românesc. Leagă ardealul cu Moldova e peste tot. O lecuță. Și a stat o lecuță mai mult. Că după vreo 30, poate 40 de minute, dar n-am îndrăznit să mă duc de acolo, că tata era hotărât. Deci, da, au fost hotărât până nu... Și când am terminat teologia, mă suna la ora 10. La 10 ești acasă. Și a venit tata cu o listă, ce vă spun? Ce să vă spun? Lista mea... Nimic. Nimica toată. O listă lungă, lungă, ca o zi de vară de lungă. Ca
supa aia ce mâncam noi în vremea lui Ceaușescu, când se auzea în bucătăriile din România, mai bagă apă să ajungă la toți. Și pe lista mea era așa. Pe lista lui tata era așa. Pâinea cu tine până acum am costat atâta. Și cum noi suntem români și mâncăm pâine, și mai ales în vremea aia eram porniți pe treaba asta, deja era mai mult decât toată lista mea la un loc. Pantofii tăi până acum m-au costat atâta. Hainele tale au costat atâta. Și apoi tata a făcut un lucru, nu știu dacă am ceva de rupt, nu vreau să rup chiar schița de predică. Tata a făcut ceva, să vedem ce am aici, nu? Am aici o foaie la care pot renunța. Nu, lasă, am aici o foaie la care pot renunța, uite. O venit cu lista, dar era lungă, nu ca asta. Și a zis, s-a uitat la mine și mi-a zis, uite, pentru că suntem neamuri, după cum mi-ai zis, ce fac eu cu bucata asta de hârtie? Uitați, dragi copii. Asta a făcut tata. A făcut o bucăți și a aruncat-o la gunoi. Și mi-a zis, pentru că sunt tatăl tău și tu ești copilul meu, te iert de toată datoria. De câte ori mă gândesc la cum a procedat tata cu mine, mă gândesc că fix așa a procedat Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Pentru că în momentul în care noi am venit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, Tată, eu cred că Iisus Hristos e Fiul Tău care a venit în lumea asta pentru ca să mă salveze de sub puterea păcatului, în momentul acela, El nu ierta de toată datoria. Și toate păcatele noastre au fost iertate în numele credinței noastre, în numele jertfei Domnului Iisus Hristos. Și vă mărturisesc că de câte ori mi-aduc aminte de întâmplarea asta, sufletul meu e cuprins de o bucurie extraordinară. Oricât aș fi de preocupat de alergarea de zi cu zi, pentru că dați-mi voie să vă spun în această zi, oameni dragi, dragi tineri, dragi copii, nu ratați sărbătoarea fiind prea ocupați. Sărbătoarea noastră rămâne Hristos și mântuirea pe care o primim de la El. Despre asta este vorba. Poți rata sărbătoarea pentru că ești mult prea ocupat și ratezi oportunități spirituale în viața ta de prea multe ori, de dragul oportunităților materiale, pentru că orizontul nostru se rezumă la aici și acum. Suntem mult prea preocupați la ce se întâmplă cu noi în lumea aceasta, uitând că de fapt există lucruri mult mai importante și ordinea priorităților nu e întotdeauna clară în viața noastră. De aceea, despre asta este vorba acum, în zilele acestea, de sărbătoare. Nu rata sărbătoarea fiind prea ocupat. Doi. A doua categorie. Sunt cei care ratează sărbătoarea pentru că sunt prea obsedați de ei înșiși și de frică. Reprezentantul clasei politice în toată povestea aceasta este Irod, despre care spune Biblia că atunci când află de la magi că s-a născut împăratul iudeilor, spune Biblia că s-a tulburat. Nu vă mai dau referința biblică, dar vă aduceți aminte. Spune Biblia că s-a tulburat el și împreună cu el tot Ierusalimul. Și cei care erau în jurul lui. Și ceilalți s-au tulburat pentru că știau că de obicei când Irod se tulbură nu-i de bine, pentru că dacă ne uităm puțin, Iosif Flavius ne vorbește puțin despre un episod, de exemplu, un episod extrem de dramatic, când Irod se apropia de moarte, a dat următorul ordin ca în fiecare casă din Ierusalim să fie arestat cât un bărbat, iar în momentul în care el va muri să fie executat, pentru că spunea el, vreau ca în ziua în care voi muri să fie lacrimi pe străzile Ierusalimului, pentru că știu că oamenii nu vor plânge după mine. Omul ăsta era atât de obsedat să-și păstreze funcția și cu siguranță s-a auzit vorbindu-se despre el că și-a ucis o grămadă dintre membrii familiei. Era obsedat de lucrul acesta, obsedat de sine și de frică. Poți rata sărbătoarea din cauza asta. Pentru că te gândești prea mult la tine și ești dominat de frică. Și cea mai mare frică este frica de moarte. Apropo, totdeauna când mă apropiu de sărbătorile acestea, există, am în inimă un sentiment foarte amestecat din cauza că într-o biserică pe care am păstorit-o, chiar una dintre primele biserici, cred că a doua biserică în care am fost păstor, am avut o fetiță într-o familie care a fost diagnosticată cu cancer la vârsta de 2 ani și după aceea cancerul a recidivat la 4 ani și după aceea la 6 ani am înmormântat-o chiar
a doua zi de Crăciun. Mi-aduc aminte că atunci când fata a fost diagnosticată cu cancer a doua oară, când avea 4 ani, am luat părinții, pentru că ea era internată la Timișoara, am luat un grup de tineri din biserică și am mers să o vizităm. Copiii au organizat acolo un fel de serbare, un fel de seară de colind. Nu voi uita niciodată, știți de ce? Pentru că am văzut prima dată și ultima dată în viața mea un grup de colindători, toți tunși la zero, copilași, trecuți prin iadul și citostaticelor, cântând cu vocile, nu prea știau să cânte și n-aveau voce extraordinare, dar cu fețele lor cântau dumnezeiește. Uitându-mă la fețele lor, mi-am adus aminte de ce spunea Mântuitorul când spunea că atunci când te apropii de taina împărăției lui Dumnezeu, trebuie să o faci cu sinceritatea, inocența unui copilaș. Că nimeni nu poate înțelege împărăția lui Dumnezeu atunci când se apropie de ea, dacă n-are inocența unui copilaș. Mi-aduc aminte și acum de ce, pentru că au cântat colindul ăsta pe care îl știm cu toții și îl cântăm de fiecare dată de sărbători. O, ce veste minunată în Betleem ni se arată, astăzi s-a născut cel fără de început. Colindul acesta care exprimă în această propoziție toată taina Crăciunului. Dacă vreți, și nu vă potigniți în cuvântul Crăciun. Toată taina întrupării lui Hristos e ceea ce spune Ioan în prologul Evangheliei lui, în primul capitol, când zice și cuvântul s-a făcut trup. Cum anume Dumnezeul infinit e acum cuprins în brațe de Maria, e un lucru imposibil de explicat matematic sau de cuprins, dacă vreți, ca într-o ecuație matematică. Și cântau copiii ăștia cu fețele transfigurate, transformate de o bucurie care parcă venea dintr-o altă lume. Și mă uitam la ei plângând și eram cu tinerii din biserică, unii dintre ei nemulțumiți că n-au cel mai tare telefon, alții nemulțumiți că nu au familia cea mai bogată, că nu arată cum și-ar dori, nemulțumiți de tot felul de lucruri banale și ne uitam la copiii ăștia care în inocența lor cântau plini de bucurie, fără să aibă voci prea grozave. Chiar dacă nu cântau din punct de vedere muzical extraordinar, sunt absolut convins că din punct de vedere spiritual colindul lor suna dumnezeiește. Dar știți de ce mi-aduc aminte? De bucuria lor. Și uitându-mă la bucuria lor, în vremea aia slujeam în câteva biserici unde aveam câțiva frați foarte supărați pe viață. Și mai ales de sărbători erau foarte supărați. De ce? Pentru că noi de sărbători suntem prea sătui, suntem prea obosiți, suntem prea preocupați de alergările noastre zilnice. Și mă uitam la copiii ăștia care treceau prin iadul citostaticelor cu fețele transformate de bucurie și mă gândeam la cum va fi de sărbători, pentru că vă spun eu un lucru, tuturor predicatorilor le este frică, mai ales de sărbători, să predice. Cel mai greu. Știți de ce copiii ăștia se puteau bucura? Pentru că ei nu se gândeau în primul rând la ei. Domnul Iisus spune în predica de pe munte ceva ce sunt convins că noi de multe ori scoatem din context și interpretăm greșit. Zice acolo așa, ferice de cei ce plâng, zice Domnul. Multă vreme n-am înțeles asta și am crezut că Mântuitorul Iisus când spune ferice de cei ce plâng se referă la... Adică noi ne uităm la un om și îl vedem că plânge, nu? Și zici, mă, omul ăsta plânge, trebuie să fie fericit? Nu, că noi ne gândim că întotdeauna în mintea noastră lacrimile sunt asociate cu tristețea. Te uiți la omul ăsta și zici, trebuie să fie trist. Numai că foarte interesant, până când am descoperit undeva într-un comentariu biblic, că nu sunt așa mare expert în limba greacă, am descoperit că de fapt verbul a plânge arată o acțiune făcută pentru altcineva. Și atunci am înțeles că, de fapt, Domnul nu spunea ferice de cei ce se plâng, că dacă zicea așa, era campion mondial. Și, de fapt, Domnul zicea ferice de cei care au puterea să plângă împreună cu alții. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, sărbătoarea pentru mulți nu mai este sărbătoare. De ce? Pentru că trăim prea mult pentru noi și pentru familiile noastre. Uitând că La întruparea lui Hristos, Dumnezeu nu a dăruit, ci Dumnezeu s-a dăruit. Unii dintre noi ne amorțim conștiința cu faptul că mai strângem 2-3 portocale, 4-5 ciocolăți, ne ducem cu ele undeva la un bolnav și am rezolvat problema. Unul dintre prietenii mei, în anii 90, a trecut printr-un moment foarte greu, având un singur copil, copilul s-a îmbolnăvit de leucemie și a trecut cu el prin spital. Eu eram prea tânăr atunci ca să percep gravitatea acestui
moment, dar mai târziu el mi-a povestit prin ce a trecut și mi-a zis că în perioada cât petrecut în spital s-a întâmplat ceva. În vremea aia în spital era o grămadă de copii abandonați. Și fiind în spital, zicea el, mergeam și duceam de mâncare nu doar copilului meu, ci duceam de mâncare și celorlalți copii care n-aveau părinți și care erau pur și simplu abandonați în spital. Se întâmpla fenomenul ăsta în anii 90 în România. Și el zice, l-am întrebat pe Dumnezeu în rugăciunile mele, Doamne, de ce ai îngăduit ca al meu copil să se îmbolnăvească de leucemie și să ajung cu el în spital? Eu sunt credincios, am încercat să te slujesc pe tine. De ce ai îngăduit să mi se întâmple asta? Când copilul meu a fost sănătos, după tot tratamentul și trebuia să mă duc cu el acasă, am descoperit răspunsul la întrebarea asta. Când mi-am luat copilul în brațe, în ziua externării, și am ieșit, doi dintre copilașii aceia care erau acum legați de mine și emoțional și din alte puncte de vedere, s-au prins de mine și mi-au zis, ce faci cu noi? Și momentul ăla zice, Dumnezeu mi-a vorbit și am înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit ca eu și familia mea să trecem prin toată tragedia asta. Am înțeles că Dumnezeu mă cheamă la o lucrare specială, că Dumnezeu mă cheamă să fac ceva pentru copiii ăștia care erau abandonați în spitalele din România. Și a început o lucrare în privința asta cu copiii abandonați. Sărbătoarea pentru mulți dintre noi nu mai este sărbătoare. De ce? Pentru că ne pasă prea mult de noi. Iarăși la Auchan, iarăși la Carrefour, iarăși câte cumpărături o să facem, iar nu știu câte cadouri pe care le primesc copiii noștri. Nu vă supărați, eu mă uit la copilul meu. Primesc atât de multe cadouri încât nu mai știu să le aprecieze. Câte cadouri vor primi copiii noștri de sărbătorile acestea? De ce? Pentru că noi creștem pe următorul principiu. N-am avut noi? Să aibă ei. Și creștem generația selfie, care crede că totul îi se cuvine. Și devenim atât de obsedați de noi înșine, încât nu mai putem să celebrăm cu adevărat momentul acesta al întrupării lui Hristos. Suntem obsedați de frică și de noi. Uitând de fapt că sărbătoarea nu-i despre a dărui. Dumnezeu n-a dăruit, Dumnezeu s-a dăruit, slăvit să fie numele Lui. Nu rata sărbătoarea fiind obsedat de frică și de tine. Și trei, și cu asta mă apropie de sfârșit. Poți rata sărbătoarea dacă vei fi prea obosit. Când ești prea obosit, ai ratat sărbătoarea. Cine sunt obosiții? Știți cine, frații mei? Nu-i mai dacă plânge, că așa s-a întâmplat și în noaptea în care Domnul a coborât. Plânsetul de copil ne aduce aminte de fapt de sărbătoare. Domnul să o binecuvânteze. Amin? Amin. Și pe pruncii voștri. Amin? Amin. O zis o fetiță aici. Cum te cheamă? Noemi. Domnul să te binecuvânteze, Noemi. Așa, mă ajută și pianistul. Numai bine, așa. Domnul să te binecuvânteze. Acum dacă încep și cânti la pian, mi se dă, mai țin un ceas. Când am zis mai țin un ceas, i-am văzut pe câțiva, deja erau, stați liniștiți, oameni buni, că și eu trebuie să ajung la Oradea Mare seara asta. Așadar, și prin urmare, cine sunt obosiții din toată sărbătoarea aceasta? Știți cine? Ăia care ne reprezintă pe noi pocăiții. Cine credeți voi? Din textele care vorbesc despre nașterea Mântuitorului, cu cine ne identificăm noi pocăiții cel mai mult? Am un prieten care nu-i pocăit din copilărie și mi-a zis, mă, voi pocăiții parcă sunteți mitraliere de versete biblice. Cine în textele care vorbesc despre nașterea Mântuitorului știu o grămadă de versete? Știți cine? Cărturarii. Sunt cei la care Irod apelează atunci când magii apar, venind de la o distanță foarte mare, sunt multe speculații în legătură cu cât de lungă a fost călătoria magilor, cât au fost magii, că Biblia nu ne spune nicăieri că au fost trei magi, dar nu vreau să distrug vreun mit aici, știu doar că au adus trei cadouri, dar cadourile acestea, fiecare în parte reprezentând ceva din identitatea lui Mesia. Acum nu imaginez pe cei trei magi intrând în Ierusalim doar cu trei cămile. Sunt convins că au intrat cu armată întreagă. Erau oameni bogați. Și când intră în Ierusalim, tot orașul intră în fibrilație, intră în mișcare. Steaua dispare. Apropo, steaua aceea n-a fost conjuncția două planete, cum susțin unii cercetători, ci steaua aceea a fost o minune dumnezeiască. Și
întreabă unde e împăratul de curând născut al iudeilor. Se duc la Irod, pe bună dreptate. Acum, Irod nu era împărat al iudeilor, el era auto-intitulat împărat. El era un simplu guvernator, el și-o prelua funcția asta de la taică-său, numele lui taică-său era Antipater, se potrivește antipatic, antipater, dar n-are nicio legătură. El a făcut niște servicii împăratului roman, a primit funcția asta și, așa cum v-am zis, era obsedat să-și păstreze funcția. Și când apar magii și spun unde e împăratul de curând născut al iudeilor, la cine apelează? La ăia care știau versetele din Biblie. Știți cine? La cărturari. Vin cărturarii, parcă-i văd cu bărbile lor mari, cu hainele lor lungi și întreabă unde trebuie să se nască Mesia. Știau versetul Mica, 5 cu 2 mi se pare. Ăia știau versetul, citează impecabil. Și după ce îl citează, știți ce spun cărturarii împreună cu Irod? Și Irod și cărturare, știți ce le spun, știți ce-i spun lui Irod? Ce le spun magilor? Duceți-vă voi și de vă închinați. După ce veți vedea cum stă treaba, veniți să ne spuneți și nouă și după aceea mergem și noi. No, acum, să știi versetele, să știi locul în care urmează să se nască Mesia și totul să nu te duci, să-i lași pe păgânii ăia care veneau de departe, dar oricum erau antrenați. Unii susțin că au făcut vreo 2-3 ani pe drum. Dacă tot ați făcut acum vreo câteva mii de kilometri până aici, puteți să mai faceți încă 11-12 kilometri. Haideți să vă spun ceva în legătură cu asta. Știți ce a zis Domnul Iisus? Când voi nu veți striga, pietrele vor striga. Când cărturarii care cunosc Scripturile nu sunt în stare pentru Hristos să facă 10, 11, 12 kilometri, are Dumnezeu niște magi care nu cunosc la fel de bine Scripturile, dar care sunt gata de dragul lui Hristos să facă câteva mii de kilometri. La întrebarea mea, de ce cărturarii nu au fost în stare să facă câțiva kilometri? Știți de ce? Că erau prea obosiți. Există așa o oboseală, nu știu cum se numesc în bisericile noastre, oboseală spirituală. Ați văzut că ne lovește, pe unii lovește boala și oboseala numai duminică dimineața. Lunea dimineața, dintr-o dată, s-ok. Mă, n-am putut să vin la cor, n-am putut să vin la închinare. De ce? Am durut capul. Dar luni ai putut să mergi la lucru. Da, domne, mi-a revenit dintr-o dată. Sănătatea e impecabilă. Dragi pocăiți, vorbesc cu voi și aș vrea să mă asculte și cei de la balcon și cei de aici. Dragii mei, și acum vorbesc și cu dumneavoastră, dragi prieteni, veniți din bisericile ortodoxe sau catolice, când noi, cei care ne lăudăm cu identitatea noastră creștină, am obosit, cu toate că noi cunoaștem prea bine Scripturile, am obosit în a-L sluji pe Hristos. Are Dumnezeu magi pe care îi aduce de la mii de kilometri, pe care noi îi privim astăzi cu dispreț, condescendență, superiori. Și ne uităm la ei și spunem, mă, ăia care vin nu știu de unde. Pentru că atunci când voi nu veți striga, pietrele vor striga. Știți câte lecții nu mi-a dat Dumnezeu? Când am început pastorația, am crezut că ăia care strigă cei mai tare în biserică, ăia sunt cei mai pocăiți. Da? Nici vorba. Știți de câte ori n-am privit oamenii doar după aparențe și am zis, bă, ăla care pare cel mai neprihănit în exterior, ăla... Și mi-a dat Dumnezeu niște lecții, nu voi uita că am rămas odată cu biserica descoperită, pentru că m-a luat harul și fiind tânăr pastor, am zis, dau jos acoperișul. De dat jos a fost ușor, dar de pus înapoi a fost mai greu. Și am rămas cu biserica decapotabilă, ca să zic așa. Și am rămas doar eu cu un frate bătrân. Noi doi n-aveam cum să facem acoperișul înapoi. N-aveam bani și m-am rugat lui Dumnezeu. Și cunoșteam o grămadă de oameni din ăștia pocăiți. Am pus mâna pe telefon, am sunat în stânga, dreapta, niciun răspuns. Nu voi uita niciodată, era vară. Și a venit la mine un om care era ortodox, care a visat o noapte în urmă că trebuie să aducă niște bani la biserică. Era exact suma de bani de care aveam nevoie. Eram tânăr păstor, aveam 26 de ani. Frații, în inconștiența lor, m-au declarat prezbiter. La 26 de ani, bătrân înseamnă prezbiter. Și o
fost o experiență extraordinară când omul ăla a venit, era din familie de pocăiți, dar nu știa absolut nimic de situația în care se afla biserica. Avea 30 ceva de ani, avea o firmă de construcție, a fost foarte simpatic, am povestit despre el de multe ori în predică, dar merită să-l spun și acum. Că mi-a zis așa, am firmă de construcții, vă ajut să terminați construcția bisericii, dar eu nu intru în biserică, pentru că eu dacă intru în biserică, mi-e frică că mă pocăiesc. Că mie mi-a zis mama că tu când intri prima dată în biserică, tu te pui pe genunchi și te rogi și te pocăiești. Și el a zis, uite, eu vă ajut, dar nu, eu nu intru în biserică. Și era așa de simpatică, lucra împreună cu mine și cu cine mai era pe acolo, la acoperișul bisericii. Bine, biserica nefiind atât de înaltă ca și a dumneavoastră, dar oricum destul de înaltă și stând pe acoperiș și zicea, mai grijă să nu pici cumva în biserică, dacă pici, te pocăiești. Când am terminat clădirea, el a zis, lucra, dar numai la exterior. Dar știți cum e? Am zis, Doamne, lasă să lucreze el la exterior, că tu lucrezi la interior. Și l-am lăsat pe omul nostru să lucreze la exterior, Domnul lucra la interior, că după un timp, nu că am terminat construcția, ci după un timp, când a fost obligat să vină, cum s-ar putea ca unii dintre voi să fi venit în seara asta din obligație pentru un prieten sau pentru că v-au adus părinții aici, din obligație pentru sora lui care își aducea copilul la binecuvântare, a venit la biserică și mi-a zis cu o zi înainte, pastore, eu vin, dar eu nu mă pun pe genunchi, cum zice Bihoreanu, eu nu mă pun în gerunți. Nu stau în fața nimănui în genunchi. Și am zis, stai liniștit, nu stă nimeni să se uite la tine. Eu mă pun pe ultimul rând să mă lăsați în pace, să nu mă băgați în seamă. Și nu voi uita niciodată că am venit la biserică mai devreme. Eram eu și încă cineva în biserică. În momentul când a intrat în biserică, aveam o ușă foarte îngustă. Cum a deschis ușa? A făcut doi pași și a căzut în genunchi. Veneau oamenii la biserică, a stat acolo, era la 9:20. Veneau oamenii la biserică, stăteau în spatele lui, așteptând ca el să se ridice de pe genunchi. A stat vreo 15-20 de minute îngenunchiat acolo. În dimineața aceea, Dumnezeu i-a schimbat viața. Haideți să vă spun ceva, dragii mei, oameni buni, când suntem noi prea obosiți și ne uităm la noi, suntem prea obosiți pentru lucrurile spirituale, suntem prea obosiți să mai citim din Biblie, suntem prea obosiți să ne mai rugăm, suntem prea obosiți, tot aud asta, Doamne, atâtea programe, atâtea cântări, dragii mei, când noi suntem prea obosiți, are Dumnezeu magi pe care să-i aducă de la mii de kilometri distanță și care să fie gata să stea la dispoziția lui Hristos. Poți rata sărbătoarea și vreau să te îndemn în această seară, dragul meu, fie că ești mai mare, fie că ești mai mic, nu rata sărbătoarea fiind prea obsedat de frică și de tine însuți, nu rata sărbătoarea fiind prea ocupat cu o grămadă de lucruri care nu sunt esențiale și care n-au nicio legătură cu Hristos și nu rata sărbătoarea fiind prea obosit. Și când vorbesc de oboseală, nu mă refer doar la oboseala fizică, ci la oboseală din asta spirituală, a sufletului, a spiritului. E vremea, frați și surori, să ne trezim în sfârșit din somn. Oameni dragi, aș vrea în seara asta să ne gândim la ceea ce contează cu adevărat. Vreau să fac o rugăciune la sfârșitul predicii. Vedeți că dacă cântă la pian, ridicați-vă în picioare. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi atenți, în ciuda faptului că sunt o mulțime de copilași, dar e bine să se audă în biserică glasul copiilor. N-aș vrea ca bisericile să fie goale de tine și de copii. Bine, slavă Domnului că sunt aici, amin? Aș vrea să închideți ochii acolo unde vă aflați, să-mi permiteți să rostesc o rugăciune cu voce tare, o rugăciune în care să-i cer lui Dumnezeu un singur lucru. Doamne, adu sărbătoarea în sufletele noastre. Doamne, adu sărbătoarea în sufletele noastre. Aș vrea acolo unde e să nu te grăbești, în momentele care vor urma, aș vrea să stai doar încă puțin tel, încă câteva clipe. Și dacă în seara asta ești aici și simți că e doar un eveniment, dar nu-i sărbătoare, simți că în viața ta trec evenimentele, dar nu sunt cu adevărat sărbători, aș vrea ca în seara asta să mă rog în mod special pentru tine. Doamne Dumnezeule, te rog, uită-te la noi în această seară. Aș vrea să simțim împreună bucuria prezenței tale și cuvântul s-a făcut trup. Tată din cer, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Fiul tău în lumea asta și prin el tu nu doar că ne-ai dăruit, ci te-ai dăruit. Îți mulțumesc, Tată, că ai coborât în lumea asta și prin el, prin Hristos, avem dreptul să ne numim copiii tăi. Îți mulțumim că putem să spunem Abba, adică tăticul nostru din ceruri. Mă rog, Doamne, lasă bucuria prezenței tale în locul acesta.
Doamne, atinge-te de fiecare tânăr, tânără, de fiecare persoană din locul acesta, de fiecare prieten. Doamne, vor trece și zilele acestea. Odată cu zilele acestea se duce colindul, dar odată cu colindul se duce și viața noastră. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că de fapt există în viață priorități și că prioritatea numărul unu a vieții noastre e sufletul nostru și relația noastră cu Tine. De aceea, Doamne, Dumnezeule, nu ne lăsa să ratăm sărbătoarea, la fel ca patronul acelui han de poposire. Doamne, Dumnezeule, nu ne lăsa să ne gândim că sunt oportunități care trebuiesc valorificate mai mult decât șansa de a fi în prezența Ta. Doamne, Te rog frumos, atinge-Te de noi în această seară. Aș vrea să simțim prezența Ta. Doamne Dumnezeule, Te rog în seara aceasta, lasă ca bucuria prezenței Tale să fie simțită de fiecare tânăr, de fiecare tânără și de fiecare suflet din locul acesta. În numele Domnului Iisus Hristos, aș vrea, Doamne, ca seara asta să fie cu adevărat o sărbătoare. N-aș vrea să continui rugăciunea doar de dragul de a continua rugăciunea. M-am uitat la unii dintre voi. Știu că poate că pentru că ați avut copiii pe lângă voi a fost ceva mai greu să vă concentrați și celor de aici. Dar aș vrea în momentele care urmează, măcar în clipa care urmează, să nu ratăm sărbătoarea. Hai să începem să ne închinăm lui Dumnezeu cântând. Nu știu ce colindă ați pregătit. Ce colindă ați pregătit? Haideți să cântăm din toată inima și să spunem: în fiecare an ne amintim de Tine, dar aș vrea să ne aducem aminte de Hristos în fiecare zi a vieții noastre. Și vă spun și eu ca apostolul Pavel altă dată, nu vreau să știu nimic altceva în viața ta decât pe Iisus Hristos, pe El născut, răstignit și înviat și trăind în viața ta. Hai să începem să cântăm și haideți să cântăm din toată inima. Aș vrea să cântăm, e un moment de închinare, e un moment în care ne rugăm lui Dumnezeu. Spuneți: